Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine de data aceasta o să vă învăț cum să vă luați cele mai frumoase moduri de grafică pe 5 v Fie că aveți un calculator mai slab, fie că aveți un calculator mai bun Toate modurile le găsiți la mine sau la Rampage pe Discord, eu o să vă arăt cum să le luați la mine pe Discord Rampage vă arată la urma lui pe videoclipurile lui cum să le luați de la el de pe Discord ei bine, de asemenea, în acest tutorial o să vă arăt și cum să vă băgați un preset pe Reshade, pentru că majoritatea dintre voi nu știți, m-ați zăpăcit în tichete cum să bag un preset, cum să bag un preset, chiar dacă aveți gen metodele în celelalte videoclipuri cu modul de grafic, o să vă arăt în acest videoclip să rămână acolo. Bun, pentru început v-aș să dați și mie un follow acolo pe Instagram să ne strângem cât mai mult. O să încep să postez <coughs> și când facem live, mai punem clipuri și chestii de genul și pe Instagram. Acesta este contul meu de Instagram, îl aveți și în descriere. De asemenea, pentru toate videoclipurile de pe canalul meu legate de moduri de grafică, fie că sunt tutoriale, update-uri și chestii de genul, aveți aici playlist-ul. Deci cum intrați la mine pe canal pe prima pagină, vă mai jos frumos aveți aici Five Mods, e un playlist, puteți să vă uitați la toate astea, vedeți, aveți aici, am momentan sunt două videoclipuri, celelalte nu le-am băgat în playlist pentru că nici n-au, cum le zice, titlu specific pentru categoria asta și am zis că mai bine o las așa. Bun. Hai să mergem direct pe Discord, să nu ne mai lungim. Vă mulțumesc că de mult, dar la început pentru cei 1000 de membri de pe serverul de Discord. Aproape 1000 de membri, mai lipsesc vreo 6. Bun, deci când intrați voi aici la mine pe serverul de Discord, nu o să vedeți majoritatea camerelor. Trebuie să veniți aici, acum vă văd de fiecare dată, apăsați pe camera Verify, apăsați pe chestia asta și v-ați da Verify. Ulterior o să puteți să accesați toate camerele de pe serverul de Discord. Te vedeți băieți ăștia de aici 30 nu s-au verificat, deci în urmare nu pot să vadă toate camerele. Și mergem noi aici mai jos, bam, bam, dacă aveți erori la 5M, ștergere, chestii și chestii de genul, aveți toate Asta aici, la fel, veniți la tichet support, pentru asta e o mică paranteză, pentru fiecare problemă pe care o întâmpinați, o să încerc să vă ajut dacă știu. Veniți aici și faceți un ticket pe support 5. Pentru mod de grafică, deschidem un tichet la mod de grafic, apăsăm pe butonul ăsta, ni s-a deschis un tichet apăsăm aici, ne-a dus la el. Și acesta este tichetul vostru, tichetele apar aici, la categoria asta, vedeți, astea mai sunt deschise momentan. Acum ca să vă luați un mod de grafică, să zic că vreți ARP și vreți și FPS Boost, da? Veniți la modul de grafică, vă zice clar aici că deschizi mai întâi un tichet pe camera de tichet suport, ulterior vii și ți alegi de aici, modul de astea sunt modurile de grafică, inclusiv vizual vă ăsta, pentru că s-a făcut ieri un update și l-am băgat. Dacă vreți să vedeți modul ăsta vizual vă, veniți la RPG aici și aveți videoclipul acesta, Five Avenger, cel mai bun mod de grafică pentru PC-uri slabe. Ăsta este modul, eu n-am făcut video cu el pentru că am făcut RPG deja și n-avea niciun rost. Dacă vreți, uite, nu, hai să zicem că vreți trei moduri de grafică. Vreți visual ăsta că e nou, vreți ai ul și vreți FPS Boost, da? Vă frumos la etichetul vostru, care la mine e ultimul aici, și scrieți. FPS Boost V1, bum, ați primit FPS Boost cu tot cu tutorial, pentru care și tutorial o să trească să fac tutoriale și la celelalte, doar că am văzut că pe majoritatea dintre modurile mai vechi nu prea le mai frecventați și m-am decis că nu prea are rost să facem și la ele tutorial. Deci o să fac tutorial de instalare scuzați-mă, abia am și mă cam doare în gât. O să fac tutorial de instalare la Visual v pentru că este un mod nou de grafică. La Ametist V3, chiar dacă există deja tutorial la Rampage, majoritatea dintre voi nu știți că e tutorial, e, credeți că e doar prezentare, pentru că arată mai spre sfârșitul videoclipului. Bun. Deci, intrați aici, să v pe unul, textul ăsta vă dă da automat botul, durează 30 de secunde să vă luați un mod de grafică de pe serverul meu de Discord, apoi veniți, creți aer, pă, bam, primit ăsta, Ăsta nu are tutorial, deci primiți doar linkul de instalare, e foarte ușor, șterge citizen îl trageți pe ăsta nou, bam, aveți modul. Și să zic că vreți și, ce am zis, mă, Visual V ăla, că îl vreți scrieți, Visual v, la fel vă arată și tutorial de instalare și preview la mod, pentru că v-am zis, l-am făcut rempe și l-am pus aici. Bun, dacă vreți preseturi pe 5M, foarte simplu, veniți la camera Reshade sau vă duceți pe internet, intrați pe linkul ăsta sau scrieți voi Reshade.me, hai că merge mouse-ul, mi se apasă de 10 ori. Apăsați pe butonul de download, dați download aici, îi dați skip că n are niciun virus, nici nimic, vă garantez eu. S-a făcut un update, acum e versiunea 5.10, eu aveam 5.09 sau ceva genul. Veniți frumos, vă dați browse unde aveți voi jocul, eu nu știu exact unde l-am, cred că în Steam, Steam Maps, Common, GTA 5. Și apăsați pe GTA 5 ăsta, .exe, ar trebui să vă apară, vă dați next, vă -al, alegeți ăsta, eu mereu merg pe 11, varianta 11 de la DirectX, e cea mai bună pentru mine. O dau modify pentru că eu l-am deja. Îi dau ok și mi-am făcut update la reshade. Acum ca să ne băgăm uh, un preset în reshade. Va trebui în primul rând, dacă nu aveți niciun preset, să vă instalați unul. Am eu câteva versiuni aici de preseturi. Să vă instalați ce preset vreți voi. Am de la Quandv, de la Ruby, uh, de la Natural Vision Evolved, editat puțin de mine. <coughs> și totodată și Ametis V3. O alegeți ce preset vreți voi, îl trageți într-un folder, hai să vă arăt cum, cum le-am eu preseturile în folder, deci la mine aici ai gândit mai în spațiu în ce, eu le-am aici și am frumos aici preset shader, astea sunt unele pe care le-am testat eu de pe internet, că sunt pentru screen și și am vrut să văd dacă să văd pozele bine. Bun, hai să deschidem și noi jocul acum că avem uh, reshade-ul instalat. La fel și cu reshade dacă aveți anumite probleme, veniți aici la tichet support, deschideți un... Uh, un tichet la support 5M ulterior o să vă ajut pentru că sub la tichetele astea mă ocup eu cel mai des dacă la celelalte nu mai e nevoie să fiu chiar atât de activ trebuie doar să le șterg ulterior intrăm apăsăm pe home pentru că așa ăsta e butonul pentru a ni se deschide stați așa hai lasă-l așa ăsta e butonul pentru a ni se deschide Reșidu și venim frumos vă o, o să vă apară nu știu cum va apare, sincer, dar în fine, dați acolo skip, că vi se face un tutorial mic la început. Veniți aici, dați la... Ce dracu era, mă? A, apăsați aici pe textul ăsta. Voi nu o să aveți nimic, de-aia e ciudat după ce vă băgați unul. Apăsați pe textul ăsta aici, s-ar putea să nu aveți niciun text. Și... Vedeți că la mine e în F. Vă alegeți ca și cum dai browse pe -un calculator, știți? Sau poți să dai direct copy-paste aici. Să zic, fiți atenți, ca să vă arăt, ca să vă fie mai ușor, veniți aici și vă copiați asta, dați câtărlă că, câtărlă vă select, vedeți, și va băga direct aici. eu zic că vreau Ametis V3, bam, a, nu aveam Ametis V3, ca să vedeți și diferența, dar după cum vă vedeți, mi s-a schimbat presetul. Și tot așa. Deci, practic, e foarte, foarte simplu, vă trageți preseturile într-un loc unde știți că nu le ștergeți și nu le mai mutați de acolo. Ulterior intrați pe joc, apăsați pe home, apăsați aici, vă selectați locul unde v-ați băgat preseturile. Cel mai ușor ar fi să fie toate în același loc, ca să le găsiți cât mai ușor și să fie un loc unde nu e Adică dacă le-ați pune pe desktop, le-ați găsi mai greu, automat. Pentru că aveți foarte multe chestii pe desktop majoritatea. Deci cam atât și fost și cu tutorialul ăsta. Eu vă mulțumesc enorm de mult că sunteți alături de mine. Știu că n-am mai postat de mult timp. N-am mai avut chef să mă joc pe calculator loc. Acum în ultimele 3 săptămâni ce m-am mai jucat și niște metin. Dar în rest, sincer, nu știu, chiar m-am plictisit de, de stat așa pe calculator aiurea. Mai ales de 5M să nu mai zic, mi se pare foarte, foarte plictisitor, sunt foarte mulți proști și m-am să mă enervez în fiecare zi, sincer vă zic. Vă mulțumesc că nu de mult din nou pentru vizualizarea acestui videoclip, eu sper că v-am ajutat, a fost cu căze vă pup, nu uitați să lăsați pe acolo un like, un follow pe Instagram, toate cele bune, ne auzim pe Discord, pa, pa!